Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită! Vă dorim vizionare plăcută! Nunda celor doi tineri îndrăgostiți, Cavruc și Sehra, reunește familia la conacul Efeolu. Evenimentul se derulează cu mare bucurie, însă la scurt timp după fericitul eveniment, Hali se răbufnește în fața fiului cel mare, Sankar. Cum femeia a făcut o înțelegere cu guven celebi, ca să scape definitiv de Mavi, Hali se consideră oportun momentul pentru a-și duce planul la capăt. În fața fiilor săi și anurorii Mavi, Hali se este de nestăpânit. Dezamăgit de comportamentul mamei, Sankar decide să-și ia soția și fica și să părăsească, definitiv, conacul. Bucurie mare în tânăra familie Efeolu atunci când Mavi anunță că este însărcinată. Foarte fericită este și micuța Melec, care tresare de bucurie la gândul că va avea un frățior. Mavi încearcă să se apropie de Halise, însă femeia se ține tare și nu-și iartă Nora pentru că a separat familia Efeolu, plecând cu Sancar și Melec din conacul familiei. Pentru că trebuie să onoreze înțelegerea făcută cu guven celebi și sedat, Fostul soț al nurorii ei, Halise trebuie să-și apropie Nora. Sancar remarcă schimbarea bruscă de comportament a mamei sale în ceea ce o privește pe Mavi și intră la bănuieli. Tânăra familie Efeolu mai are de înfruntat câteva pericole la care îi expune Sedat. Ceea ce este în stare să facă fostul soț al lui Mavi, numai ca să-și recapete fosta soție, îngrozește familia Efeolu.